Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare, îmi cer scuze, dedicată taroscopului general al lunii martie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Gemeni. Fie că urmăriți acest videoclip pentru voi înșivă, fie că urmăriți pentru o persoană dragă vouă, sunteți bineveniți pe acest canal. Voi începe etalarea prin a extrage energia generală a lunii martie, apoi pentru a vedea ce vine înspre voi la nivel general sau pe un anumit aspect al vieții voastre pe care voi îl setați ca și intenție la începutul etalării, va trebui să faceți o alegere între cele două pachete de cărți, două variante de răspuns, varianta numărul 1, cărțile destinului și varianta numărul 2, oracolul de Light Circe. Puteți alege, așa cum am spus, o variantă pentru un aspect al vieții, fie din punct de vedere sentimental, fie din punct de vedere financiar sau sănătate, sau anumite informații. Puteți pune chiar și o întrebare, da, și să luați acele răspunsuri care rezonează cu întrebarea voastră, pentru că informațiile vor fi mai multe. Fie să lăsați să vină înspre voi la nivel general sau pe celălalt pachet să alegeți un alt aspect al vieții voastre, dar așa cum am spus, trebuie să faceți alegerea de la început și nu să reveniți asupra alegerii după ce ascultați variantele, pentru că atunci nu este răspunsul potrivit pe care Universul îl are pentru voi. Bun, și haideți să vedem acum, pentru toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Gemeni, care este energia generală a lunii martie pentru voi? Vei păși în frumusețe, Universul este minunat și îți va arăta acest lucru. Foarte multă deschidere, foarte multă eliberare și foarte multă magie în jurul tău în luna martie. Vei descoperi o lume minunată. Așa cum am spus la începutul etalării, va trebui să faceți o alegere. A sosit momentul să lăsați intuiția să vă ghideze și să alegeți pachetul de cărți sau varianta care va atrage, varianta 1, cărțile destinului și varianta numărul 2, oracolul de Light Circe. Sau să puneți o întrebare și să alegeți o variantă care va atrage sau să setați de pe acum ce va veni înspre voi, de exemplu, varianta 1 în iubire și varianta 2 financiar. Sau invers, varianta 1 financiar și varianta 2 iubire. Puteți pune videoclipul pe pauză să lăsați intuiția să aleagă pentru voi, pentru că acolo găsiți răspunsul de care voi aveți nevoie, ghidarea sau îndrumarea pe care Universul o are pentru voi. Și haideți să vedem pentru cei din zodia Gemeni, Soare, ascendent, descendent sau lună natală, care ați ales varianta numărul 1, fie la nivel general, fie ca întrebare sau setare a unei intenții pe un nivel al vieții voastre, pe un aspect al vieții, ce are să vă spună Universul pentru luna martie, ce vine înspre voi în luna martie. Prima carte pe care o voi scoate înainte de a amesteca cărțile este ce se află în sufletul vostru, ca și dorință, ca și apăsare, ca... ia uitați-vă roata destinului, vă doriți ca roata să se întoarcă. Și acest lucru se va întâmpla, da? Vine înspre voi o răsturnare de situație, o schimbare în beneficiul vostru, în binele vostru, o moștenire, un câștig nesperat de bani. Norocul va da peste voi în luna martie. Și haideți să vedem acum
Deschiderea lunii martie pentru cei care ați ales varianta numărul 1, cartea puterii. Aveți puterea de a face față oricărei situații, înfruntați cu curaj, ambiție, determinare, tot ce vine înspre voi, puteți pune capăt sau opri orice lucru negativ care vine înspre voi. Cartea puterii. Vă luați puterea înapoi. Din punct de vedere financiar, da, văd aici o stagnare sau ceva ce vreți să vină mai repede înspre voi. Vreți să se schimbe o situație, parcă vi se pare că lucrurile stau pe loc, că lucrurile se tărăgânează, că banii pe care îi așteptați vin și vin destul de greuți. Energia care vreți să se schimbe sau așteptați să se schimbe în luna martie, aparent nu se întâmplă nimic la nivel fizic, dar la nivel energetic lucrurile se întâmplă. Cineva iese din viața voastră în luna martie. Pur și simplu o persoană pe care v-ați bazat, o persoană în care ați avut încredere, o persoană care v-a golit cupele iubirii, răbdării, cupele financiare sau voi renunțați la o situație, la un loc de muncă, la ceva ce nu vă mai aduce satisfacție și nu vă mai... aceste cupe ale împlinirii, cupe ale nevoilor voastre sunt goale și vă efectiv renunțați la ceva. Din punct de vedere al sănătății, dacă ați trecut printr-o perioadă grea, din punct de vedere al sănătății, acest lucru se va îndrepta. Veți trece cu bine peste anumite încercări din punct de vedere al sănătății. Dar vă lipsește această persoană care, cu care decideți să încheiați un parteneriat, o colaborare, o alianță, o conexiune. Nu neapărat la nivel sentimental, poate să fie și cineva din familie, poate să fie un prieten, poate să fie această situație cu care voi v-ați confruntat. Dar totuși vă este dor, vă lipsește ceva. Așteptați ca aceste cupe să se umple, să aducă Universul în viața voastră acele resurse. Așteptați, poate că este o perioadă în care trebuie să așteptați ca resursele, propriile voastre resurse emoționale să se refacă, pentru că sunt goale după această situație, cupele voastre sunt goale și este nevoie de timp pentru a le umple. O perioadă în care vă focusați mai mult pe ceea ce vă lipsește decât pe ceea ce aveți niște cupe goale acolo, dar nu pline acolo, dar nu le vedeți. Vedeți doar cupele goale care sunt în fața voastră. Dezechilibru. Vi se face o nedreptate. Cineva vă poate încearcă să vă păteze onoarea vorbind rău despre voi și vi se face o nedreptate. Poate treceți printr-un proces pe care este posibil să îl pierdeți pentru că nu aveți apărătorul bun. Atenție la cei care sunteți în proces. Cert este că se produce un dezechilibru. Dar luptați cu stoicism, curaj, determinare, ambiție în a vă apăra drepturile, în a vă apăra opiniile, în a vă luptați pentru imaginea voastră, pentru independența voastră, pentru credințele voastre. Este posibil să vină înspre voi o veste care să fie o veste bună, un parteneriat, o alianță, colaborare în care să puneți pasiune, ceva ce vă pasionează,
să primiți această șansă de a lucra într-un domeniu care vă pasionează. Poate acest dezechilibru este chiar dezechilibru vostru între minte și suflet, da? Un dezechilibru, pentru că, așa cum am spus, vă lipsește ceva. Dar veți reuși să ieșiți din starea aceasta, pentru că aveți această putere de a înfrunta orice situație. Să vedem o ultimă carte. Hop. Cartea speranței o avem aici. Indiferent ce vine înspre voi, indiferent de nedreptățile care vi se fac, aveți acea credință, speranță că fiecare va fi pus la locul său și fiecare va plăti în funcție de ceea ce oferă celorlalți. Ca și influențe cu cartea destinului, dar tot ceea ce urmează să se întâmple în luna martie în viața voastră este pentru că trebuie să schimbați traiectoria, trebuie să vă îndreptați într-o altă direcție. Ceva negativ trebuie să se întâmple ca să permiteți pozitivului să intre în viața voastră. Ca și influențe avem zodia Vărsător, zodia Leu, zodia Balanță. Cu roata destinului avem influența tuturor zodiilor, apoi zodiile de apă, rac, scorpion, pești, zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător și monedele, taur, fecioară, capricorn. Ca și deznodământ al acestei situații, haideți să vedem la baza pachetului ce carte avem. Înspre voi, ca și deznodământ, tot ceea ce urmează să se întâmple, se întâmplă pentru acest nou început. Fie în iubire, fie în carieră, fie din punct de vedere al sănătății, urmează să se întâmple ceva minunat, ca și deznodământ. Toate duc ca după furtună, întotdeauna apare soarele sau curcubeul, da, pe strada fiecăruia dintre noi. Deci, chiar dacă cineva pleacă din viața voastră sau voi ieșiți dintr-o situație, este pentru că acest nou început trebuie să intre în viața voastră și trebuie să dați această șansă. Universul vă răsplătește pentru toată suferința prin care voi ați trecut. Vă îmbrățișez cu drag pe toți cei care ați ales varianta numărul 1. Vă doresc o lună martie magică, da? Veți descoperi că lumea, că înconjurătoare este magică, că viața este plină de magie și că nimic nu este întâmplător. Vă doresc o lună martie așa cum alegeți voi să fie, pentru că viața trebuie trăită după propriile alegeri. Imediat revin cu varianta numărul 2. Haideți să vedem pentru gemenii care au ales varianta numărul 2, oracolul The Light Seers, fie la nivel general, fie pe un aspect al vieții voastre, ce vine înspre voi, sau dacă aveți o întrebare la care așteptați un răspuns, ce vine înspre voi în luna martie. Văd aici o eliberare de poveri care nu sunt ale voastre. Și haideți să vedem ce este în sufletul vostru la baza pachetului, ca și dorință, ca și cartea speranței. Sperați să se întâmple ceva, vă rugați, aveți răbdare, așteptați ca lucrurile să se întâmple, să se rezolve o situație, să vi se facă o dreptate. Speranța și credința sunt ultimele pe care un om le pierde. Avem aici, poate în sufletul vostru este cineva din zodia Vărsător. Avem aici zodia Vărsător. Haideți să vedem deschiderea pentru cei care ați ales varianta numărul 2. Alegeri dificile după o lungă perioadă de timp în care ați fost într-un conflict între minte și suflet. Va trebui să faceți o alegere, da, care vă chinuie foarte mult. Mintea spune una, sufletul spune alta, vă este imposibil să faceți această alegere.
Ceva ce aparent este încheiat, ceva ce aparent este terminat, ce nu are nicio șansă de a renaște, iată că va renaște din propria cenușă, exact ca pasărea Phoenix. O perioadă de transformare personală și o perioadă de transformare a situației cu care vă confruntați. Sau o transformare a întregii voastre vieți, dacă ați setat la nivel general. Dar asta pentru că voi vă transformați ca persoană, exact ca Omida care se zbate acolo în cocon și din care va rezulta un minunat și frumos fluture. Lăsați în urmă vechiul vostru sine și reveniți la cea mai bună versiune a voastră. În curând, vremuri bune vor veni înspre voi. Noaptea neagră a sufletului în curând se va încheia și soarele va ieși pe strada voastră. Ceva sau cineva pe care aștepta să revină sau o veste, un mesaj de peste o apă sau față de care sunteți la distanță, în curând veți afla vești sau va veni această persoană, va reveni în viața voastră. Sau poate este un mesaj la locul de muncă, o ofertă, un contract, o colaborare la distanță care să vă scoată din aceste gânduri negative pe care le aveți acum, din aceste îndoieli. Văd că nu aveți puterea de a acționa, suferiți datorită indeciziei, da? Este o perioadă de introspecție, o perioadă în care vă gândiți, meditați, vă rugați, o perioadă în care să vă vindecați pe voi și sufletul vostru rănit. Nu este bine să acționați voi în această lună. Trebuie să fiți în energia voastră a zodiilor de aer, da? Regina de săbii care dă emoția la o parte, chiar dacă este o regină de gheață, o regină rece, dură, aparent fără emoții și fără sentimente, este o regină corectă. Trebuie să analizați situația cu care vă confruntați corect, rece, fără emoții, să vedeți lucrurile cu exactitate, să faceți dreptate acolo unde trebuie făcută dreptate. Chiar, mai ales, nu chiar, mai ales în propria voastră viață și dacă puteți să dați un sfat cuiva, trebuie să o dați dintr-o energie imparțială, nu judecând după propriile voastre trăiri. Atenție la pierderile materiale. Sau este o carte care arată neîncrederea în propria persoană. Nu aveți acea încredere că aveți chiar toate uneltele necesare pentru a face tot ceea ce vreți. Dar este și o carte care vine și spune că e posibil să pierzi o poziție socială, să pierzi o poziție la locul de muncă. Dacă ai avut un post de conducere până acum, este posibil să-ți dorești să treci pe o treaptă inferioară pentru că acest loc de conducere vine și cu foarte multă responsabilitate. Poate pentru că trebuie să faci dreptate, să fii dur imparțial sau dură imparțială, va duce la o retrogradare a ta la locul de muncă. Dar și o carte în care parcă îți pierzi încrederea în tine. Nu mai ai încredere că poți să faci tot ceea ce ți-ai propus. Cartea îndrăgostiților, iubire, colaborări, parteneriate, alianțe, asta va veni înspre tine. Fie aștepți o persoană din punct de vedere sentimental, fie aștepți o colaborare
cu un loc de muncă în care să te simți, să-ți placă ceea ce faci, să te simți în armonie, în echilibru și asta se va întâmpla. Dar iubire la cote maxime, văd aici, Cartea Îndrăgostiților, Zodia Săgetător, da, săgetătorul desenat aici pe umărul femeii, poate o împăcare cu persoana dragă, când mai puțin te aștepți. Ca și zodii, așa cum am spus, avem Vărsător, Rac, Săgetător, Scorpion, apoi zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești, zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și haideți să vedem ca și deznodământ la tot ceea ce va fi în luna martie, care este deznodământul, de ce se întâmplă tot ceea ce se întâmplă. O relație din trecut renaște. O conexiune din trecut revine în viața ta. Poate persoana pe care o aștepți, această împăcare, da? Pe care tu o aștepți, această renaștere și această speranță pe care tu o ai. Fie la iubire, fie parteneriat, alianță, colaborare, întoarcerea la un loc de muncă vechi, unde ai mai fost și unde acolo ți-a fost bine. Zodia Pești avem aici. Zodia Pești, zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o lună martie magică, o lună martie așa cum alegeți voi să fie și nu uitați mesajul că veți descoperi că viața este magică și că nimic nu este întâmplător. La revedere!